Wow. Viața cu lui. Filmul lui lui. Oamenii au diverse interese. Oricine de vârsta mea știe exact unde era când omul a aterizat pe lună. Vai, ce interesant. N-ai dreptate. Mersul pe lună e grozav. Nu eu. Unde eram eu când s-au lansat Beatles și... Ce frizuri beton! Habar n-am. Dar întrebați-mă unde eram când s-a deschis primul cinematograf din Cedar Knoll. Asta mi-amintesc, eram în primul rând. Un bilet, mulțumesc. În acea vară am descoperit filmele. Mă scuzați. Le-am văzut pe toate, filme de război, muzicale, comedii, comedii muzicale, filme de război, muzicale, de aventură, chiar și filme străine. Ar trebui să fii atent. Je vais à la plage! Bonjour, mes amis! Je t'aime! Și când se terminau, mă mai duceam o dată. Nu-ți mai face griji. N-are nimic. De unde știi? Nu l-am văzut toată vara. Hei, nici pe Dalai Lama nu l-am văzut toată vara. Dar asta nu înseamnă că a pățit ceva. Și așa suntem sătuini de copii. Stau prea mult pe capul nostru, știi? Nu-mi vine să cred că-ți pasă atât de puțin de lui. Lui? Care lui? Andy! Mă duc la film. Mă întorc din seară. El, băiatul tău. Aha, da, el e. Și zici tu că e al nostru? Credeam că e împrumutat. Coming back to Tombstone with me, Doc. I'm not going back. Well, in that case, I'll be taking you back. You call it, Doc. Boom. Deci e dependent de filme. Trebuie să-l facem să uite de ele. Filmele sunt nocive. Trebuie să îl îndepărtăm de forțele răului. Forțele răului? Da, așa îi spunea un blestemul mumiei. Ai văzut filmul? E grozav, o capodoperă. Iubitule Bațcâmpi, cum îl recuperăm pe lui? Oare ce ar putea stârni interesul lui? Ceva legat de filme, dar care l-a scoate din cinematograf, știi? Andy? Habar n-am! Ai tu vreo idee? Oh, cred că da. L-am văzut. De două ori, de trei ori. Hei, ce înseamnă asta? E pentru tine, lui. Haide, deschide-l! Da, nu e ziua mea. Și vara nu-i Crăciun. Nici nu m-am logodit și nici nu... Nu e sărbătoare. Hei, care-i treaba? Spuneți-mi! Am vrut doar să-ți facem un cadou, fără niciun motiv. De obicei, mă pedepsiți fără niciun motiv. Și exact asta o să fac dacă nu-l deschizi imediat. Wow, mulțumesc! O cameră de filmat. Este o cameră de filmat, ai înțeles? Nu mai spune. Mulțumesc, mamă. Mulțumesc, tată. Sărbători fericite. Lui, unde te duci? Unde crezi? La cinema. Acolo mă duc. Fac un film grozav. Hai, mișcă-te. O să pierd filmul. Ce face chestia asta? Wow. Nu-mi vine să cred. Parcă e un film. 50 de cenți. A? Costă 50 de cenți, hotărăște-te, vrei bilet sau nu? Măcar a fost cu minte timp de 9 ani. Așa e. O să ne ocupăm de ceilalți 10 copii. Extratereștri de pe Marte, adu-mi laserul! Ui, credeam că ești la film. Tată, ajută-mă! Prefă-te că o să duci pe mama. Ce? Mamă, tu fă-te că te lași greu. Au, oprește-te, mă doare. Mamă, pupă-l pe tata. Vino, Andy. Perfect. Perfect. Muzica, luminile, tăiați. Ce tot faci? Nu ne giugiulim în fața copiilor? Da, uite-te la lui, s-a vindecat. Așa e. Te-ai plictisit de filme, fiule? Hollywood-ul nu are nicio șansă în fața vieții de familie. Nu pot să cred că mi-am pierdut vara la cinema.
Ei, ce-ați spune să mergem la masă? Regret, n-am timp. Am de lucru. Ce? Cum? Ai doar 9 ani. Ce poți tu să ai de lucru? Lucrez la un film. M-am închis în cameră și am scris un scenariu. N-a fost prea greu. E adevărat ce se spune. Se scriu aproape singure. Filmul meu urma să fie despre un erou curajos, dar tragic. Dewey Landerson. Un străin care sosește la timp în oraș ca să-i salveze pe locuitor de baronul cel rău. Să aducă ploaia și să câștige inima celei mai frumoase fete din oraș, fiica preotului. Grozav! Aha! Aha! Hei? Mi-a plăcut, dar... Dar? Păi, începutul e ambigu, personajele sunt confuze și actul al treilea e cam slăbuț. Toți se cred critici. Interesantă lucrare lui, dar trebuie să amplifici conflictul. Ai văzut cartea mea? Cum să scriu un scenariu în 3 etape? Metoda Halloran. Hei, Luki, ți-am citit scenariu. Mi-am notat câteva observații. Nu mă interesează. Dar o bătăiță te-ar interesa? Prefer observațiile. Să începem cu începutul. Acțiunea e bună, dar n-ar fi mai amuzant dacă erou ar fi un câine. Am învățat repede că pentru un scenariu perfect ai nevoie de un cititor perfect. E minunat, lui. E un scenariu grozav. Nu spui asta doar din politețe, nu? N-aș schimba nimic. Cu acum aveam scenariul. Îmi trebuiau actorii. Regretată, nu ți se potrivește rolul. Dar îl cunosc, e exact ca mine. Tatăl lui Dewey Landerson e un bătrân scorțos cu o inimă de aur. Scorțos? Dar eu sunt scorțos. Regretată, caut o altă imagine. Următorul. Avem o mică problemă, lui. Ce fel de problemă? Acum te-ai răzgândit? Regretată, n-are să țină. Am fost respins de propriul meu fiu. Ca orice producător serios, am avut de luat decizii dificile, până ce am găsit soluția perfectă. Limonadă și prăjituri gratuite pentru cine vrea să fie în filmul meu. Gata, cred că s-a rezolvat. Oh! Sunt tatăl tău, Dewey! Tatăl tău! Ah, în ce fel de lume te-am adus! Mulțumesc, domnule Jensen. Păstrăm legătura. Următorul. Jensen, el e rolul tatălui? Nu pot să cred. N-am luat încă nicio decizie. Și cum rămâne? E rolul vieții. Tată, ți-am spus. Sondajele au arătat că nu ești credibil în rolul tatălui. Mă mulțumesc și să fac figurație, fiule. Nu mă face să reculc la forță. Următorul. Până seara făcusem distribuția. Grunwald avea să joace rolul lui Dewey Landerson. Ginny era Jenny, fiica preotului și... Dă-mi rolul dacă nu vrei să o încasezi! Și am beneficiat de talentul născut al lui Glenn în rolul negativ. Prima zi de filmare. Urma să se creeze acea legătură specială între regizor și actori. Bun. Deci părinții l-au pedepsit pe nedrept pe Dewey și el se consolează cu o gogoașă. Mă urmărești? Sigur, lui. Cum spui tu? Bine. Să ți se citească durerea în ochi, da? Gata? Motor! Pop! Tăiat! Nu e bine deloc. Dewey nu mănâncă așa gongoșile. Trebuie să o țin în față, nu într-o parte. Îmi pare rău. Gongoașa! Poftim! Bine. Filmați? Ești foarte supărat. Lindici gogoașa și... Stop! 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 Oh. Ce mai e? Un tip ca Dewey Landerson ia în bucături mult mai mari. Încă o dată, Tommy, o gogoașă. Stop! Ce? Am mușcat prea mult? Prea puțin? Nu meste cum trebuie? Nu respir ca Dewey Landerson? Ce mai e? Mi-e gata banda. M-am săturat, renunț! Dar nu poți. Uită-te la mine, am plecat. Aha, dar mai întâi mă duc la toaletă. Foarte bine. Oricum nu erai în stare să joci. Am auzit că ai avut niște divergențe creative cu vedeta. Să știi că eu rămân disponibil.
Las-o baltă, tată. Joc chiar eu rolul. Așa-i, Tommy. Fixează-l pe mine și dă-i drumul când spun eu. Dacă vrei să faci ceva bine... Motor! Deci, Ernie cel rău te-a prins și te-a legat și în orice secundă un camion poate să... să vină... Cum? Ce? Cum m-a legat? Eu nu m-am luptat? Ernie cel rău nu e așa de grozav. Nu cred că... Hei, nu ești plătită să gândești. Nu sunt plătită deloc, lui. Lui! Sunt ocupat! Ernie cel rău nu vrea să iasă din cabină. Care-i problema, domnule Glen Glen? Când am promis că joc în filmul tău, idiot, ai spus că o să fie mâncare. Sunt chiftelele în frigider. Nu au usturoi. Poftim? Nu au usturoi și nu-mi plac dacă n-au usturoi. Am înțeles. Tommy, adu alte chiftele. Ci vreau să vorbesc cu accent franțuzesc. Înțelegi? Luizi. Las-o baltă. Nimeni nu comandă artistului. Ești concediat. Lui, ai o secundă? Nu te-ai ales bine momentul. N-ai fi eu un actor prea grozav, dar de la mine ai camera video, nu? Aha. Și m-am gândit la o poantă. Poate vrei să o pui în scenă. Să-ți arăt? Cum vrei. Hei, unde e mingea mea de tenis? În ce părere ai? Nu știu, mi s-a părut cam fals. Fals? Își bate joc de mine? O mică schimbare. Joc eu rolul lui Ernie, da? Dar tu ești Dewey Anderson. O să-mi schimb pălăria. Hei, ce faci? Am rescris scena lui Jenny. Poftim? Nu cred că Jenny ar trebui să fie o victimă. E o fată cu inițiativă și reușește să se dezlege singură. Vreau să-i dau un pic de dinamism, de viață. Înțelegi? Să fie... Da, da. Deci ce zici? Zic că te concediez. Hei, Tommy, pune-ți o perucă și leagă-te. În orice film apar probleme. Dispute legate de scenariu, de orar, de toate. Sunteți gata? Gata! Motor! Tom! Tommy! Ești concediat! Numai că la mine erau cam multe probleme. Lui, am lucrat la asta toată săptămâna. Ce zici? Ce are părere? Perfect. Poți să mai faci o dată? Am uitat să modific focalizarea. Ce? Ai idee câte oase mi-am rupt? Și le respect pe toate. Când ești gata, tata... Renunț, gata. Ce? Motor! Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Nu. E vreo problemă? Cum să vă spun? N-ați renunțat încă la meseria pe care o aveați, nu? Mișcă-te, Tadlar! Ești concediat! Dar n-am făcut nimic! Exact! Oh, Doamne! Ultimele zile de vacanță și cu ele și toți banii mei s-au dus lucrând la capodopera mea. Niciun prieten nu mai trecea să mă vadă. Evident, nu voiau să mă deranjeze. Lucram non-stop. Lui, ce faci? E miezul nopții. Arta nu ține seama de timp. Filmul era gata și sosise vremea să-mi arăt creația lumii întregi. Dar mai întâi am făcut o testare. Trebuia să știu dacă filmul era bun cu adevărat. A început cum nu se putea mai bine. Genericul era perfect. După care a urmat dezastrul. Doamne! Era cel mai prost film care se făcuse vreodată. Aoleu! Îmi pierdusem vara degeaba. Și atunci m-am hotărât că n-am să mai fac niciodată filme. Nu acum noi. Ce bine a făcut. Lui, te simți bine? Aha. Unde te duci?
Unde crezi? La cinema? Și cu filmul tău cum rămâne? Nu rămâne niciun fel. Stai! Hei! Întorceți-vă! Uf, Doamne! O să le aduc eu repede înapoi! Un bilet! Nu e chiar așa de rău, îi trebuie doar niște mișletușuri. Un bilet. Hai să vedem. Reintroducem scena lui Jenny. De asta ce zici? Mulțumesc, dragule. Ce drăguță e. Și băiatul ăsta grunul e foarte talentat. Hei, filmul s-a terminat. Du-te acasă. Aștept să înceapă următorul. Dar ăsta a fost ultimul film pe ziua de azi. Da? Și ce-i cu asta? Un bilet. Iar tu? De câte ori ai văzut filmul ăsta? De 22 de ori. Fac eu cinste. Aventurile lui Dewey. Ce? Oh, nu! Produs de Louis Anderson și prietenii. Întoarce-te, ticălosule! Stai aici, am eu un plan. Am niște vânătăi urâte. Ce? E medicul meu! El să nu a făcut nimic! El mi-a tras clapa. Tata! Ajutor! Ajutați-mă! Întoarce-te, eroule! Sfârșit. Era o haraba bună totală. Dar nimănui nu-i păsa. Toți erau încântați. Nu vine să cred. Mulțumesc foarte mult. E o onoare. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, chiar dacă acum probabil mă urăsc, fiindcă i-am concediat pe toți. Se pare că nu eram decât o persoană care ar fi trebuit concediată. Eu trebuia. Da. În special îi mulțumesc mamei, pentru că a recuperat filmul pe care îl aruncasem. Vă mulțumesc tuturor. Și încă ceva. Încep următorul film mâine la ora 9:00. Pentru cine vrea să mă ajute, fac cinste cu gogoș. Haideți! Sunt mândră de tine. Mulțumesc, mamă. Cui îi pasă de aterizarea pe lună sau de campionatul mondial? Ne amintim ce e important pentru noi. Eu îmi amintesc toate filmele pe care le-am văzut. Cart of Cards! Bună dimineața! Da, chiar că a fost grozav! Și mi-amintesc că am învățat că oamenii pot ierta. Ei, lui, uite aici, al treilea om pe trotuar! Nu că mi se potrivește? La o parte! Ei, dar ce crezi că-s buldozer? M-am răzgândit, tată. Te angajez!